Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat ieri seară Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Dej, recent finalizată. În continuare, ierarhul a oficiat slujba vecerniei, la care au participat numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfinția s-a arătat că biserica este locul de întâlnire al omului cu Dumnezeu. În bisericuțele noastre de lemn sau în catedralele imense, Dumnezeu locuiește cu noi. În Sfânta Sofie, de la Constantinopol, în biserica cea imensă, Dumnezeu locuia cu creștinii din Bizanț și în bisericuțele noastre modeste din Transilvania. Pentru că peste noi au trecut încercări multe și au fost vremuri când nu puteam ridica biserici impunătoare din zid și ne-am mulțumit să ridicăm bisericuțe de lemn. Și în bisericuțele de lemn Dumnezeu locuia cu noi. Și aș face o paranteză, Dumnezeu iubește și bisericuțele de lemn, dar și catedralele frumoase, inclusiv catedrala patriarhală care se ridică. La rândul său, părintele paroc a mulțumit tuturor celor care au sprijinit înființarea parohiei și ridicarea bisericii. Parohia noastră, cel are ocrutitor pe Sfântul Ierarh Nectarie, a fost înființată la inițiativa părintelui mitropolit Andrei în anul 2011, în luna mai. Iar în data de 13 august anul 2011, înalt preasfinția sa a pus piatră de temelie și a binecuvântat capela. Prin implicarea bunilor credincioși și darnicilor credincioși din orașul Dej, cu sprijinul autorităților centrale, județene, locale și printr-o implicare exemplară a membrilor Consiliului Parohial, s-a ajuns în stadiul acesta. La final, deputatul Cornelitu a primit Crucea Transilvană, cea mai mare distinție pentru mireni a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, iar primarul municipiului Dej, Costan Morar, a primit Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. De asemenea, au fost oferite și diplome de cinstire părintelui paroh și tuturor ctitorilor.